după ce începe să te ignore, deja ai mai tot spui. O altă ordine de idei avem într-o biserică în România, o familie, cum se întâmplă, nu m-a agreia. Ei bine, pe mine astea nu m-au năcăjit niciodată, că îmi zici câine sau jupâne, e treaba ta. Dar ăștia cum că nu mă agreia, ei merea acasă și vorbea cu copiii. A venit vreme când copiii lor au crescut mari și unul din copii a început să fumeze și a început să bea și a început să fure. Și a venit omul și a zis, frate, nu știm ce să ne mai facem, așa suntem de năcăjiți cu copiii ăștia. Acum cu tare a început să fac aia și a început să fac aia. Și atâta suntem de năcăjiți, nu știm ce să mai facem. N-ai vrea să vii să vorbești și dumneatale cu el, poate să te asculte. Cum să nu, dragă, viu bucuros. Să duci acasă de la adunare, băiatul o dormit, să scoală la mâncare. Când se scoală la mâncare, mâncând aici, măi copiile, uite, am vorbit și cu fratele Hozan și va veni astăzi ca să stea un pic de vorbă cu tine. Ce zici? Cine? La mine n-are ce căuta. Păi eu nu știu cine-i. Păi de câte ori ați venit de la adunare, totdeauna ne-a spus că o greșit așa, că o vorbit rău, că nu-i cu tare, că nu-i pocăit cum trebuie. Că... Păi ăla să mă învețe pe mine. În casă la mine n-are ce căuta. Vezi, dragul meu, ce faci tu cu limba? Cum o zis Pavel? Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți.